Iată-ne din nou folosindu-ne de o altă ocazie, de o altă perioadă de har pe care Dumnezeu ne-a oferit-o pentru a studia lucruri frumoase sau mai puțin plăcute din viața profeților lui Dumnezeu în Scriptură. Deci, așa cum spuneam, profeții nu sunt Dumnezeu, dar ei sunt oamenii lui Dumnezeu. Profeții au avut și au limitele lor. De aceea, fața, privirea noastră să fie întotdeauna orientată către Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne poate ierta de păcate și ne poate ajuta să mergem înainte prin mila și dragostea sa. Știți, ce este interesant este că în această seară vreau să mă opresc asupra unui profet special, cu o misiune specială pentru o situație specială. După triumful lui David asupra lui Goliat, nu? După anii de glorie ai regelui profet, că David a fost și rege și profet, după viața controversată cu urcușuri și coborâșuri ale lui David, după scrierea celor 150 de psalmi, a pus domnia și gloria la picioarele lui Solomon, iar el, David, avea să apună ca om la vreo 70 de ani. După David, acest Solomon, care este fiul lui, care a venit după el, a accelerat, de fapt, prietenii mei, procesul de dezvoltare economico-socială a Israelului. Odată cu progresul care, ca de obicei, crește și prosperitatea, dar scade declinul spiritual al oamenilor. Deci asta s-a întâmplat în timpul lui Solomon. Înconjurat de pace, pe la toate hotarele, Solomon a fost binecuvântat de Dumnezeu cu numele Shalom, adică pace, nu? Solomon înseamnă pace. Protejat de Dumnezeu cu binecuvântări speciale, super deosebite, Solomon încetul cu încetul avea să piardă din vedere pe Dumnezeu prosperitatea care l-a făcut independent și ateu. Dumnezeu, odată uitat de împăratul Solomon, sigur că a fost uitat și de popor. Din lumina lumii, Israel a devenit centru de licențiere a păcatului. A urmat, bineînțeles, metamorfoza răului cu o viteză a focului de paie. Apostazia a cuprins pe mai toată lumea din Israel. Acum, palate, răsfățul și petrecerile au fost consumate și după toate acestea, într-un târziu, a apus soarele și peste gloria lui Solomon. Rămas undeva pe un tron obosit, Solomon cu ciarcăne la ochi, ciarcăne generate de oboseală, taifas, aventură și nopți nedormite, într-o stare emoțională la limită sau de plâns, cu o depresie accentuată, lasă Israelul în cea mai jalnică stare din punct de vedere spiritual, prieteni. Vorbele de la revedere, dacă vreți, ale lui Solomon au fost multiple. Începutul sfârșitului a fost marcat de declarația din 1 Eclesiast, primul capitol al cărții Eclesiastului, deșertăciune și goană după vânt. Toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Ăsta era trecutul pe care Solomon îl regreta și și-ar fi dorit foarte mult să schimbe. Pe de altă parte, generațiile viitoare, Solomon sugera, iată concluzia, iată sfârșitul tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta e datoria oricărui om. Multă învățătură, spunea el înainte de asta, obosește trupul. Și dacă ai vrea să scrii o sumedenie de cărți, să știi că n-ai mai reușit. Și atunci, finalul, concluzia, pentru oricine se crede om, este să te temi de Dumnezeu și să păzești poruncile Lui. Vedeți dumneavoastră, Israel, națiunea cu cea mai minuțioasă istorie, avea să încremenească în papirus cea mai întunecată pagină din existența întregii națiuni. De la Solomon încoace, Israelul nu și-a mai revenit niciodată. N-a mai reușit să regăsească tempoul și echilibrul spiritual pentru multă vreme. Religia lui Israel a suferit o păgânizare în marș forțat, așa ca în timpurile moderne, cu
cum suntem noi astăzi, până s-a ajuns la trecerea copiilor prin foc ca să-i mănânce, zicea Ezechiel. Închinarea la împărăteasa cerului, turtă și colivă pentru zei păgâni și bineînțeles că lista poate continua, dar toate acestea aveau să schimbe imaginea pe care izraeliții o purtau în mintea lor cu privire la Dumnezeu. Acum, acest Dumnezeu avea să fie un Dumnezeu întunecat. Chiar mintea evreilor s-a întunecat. Când slujești unui Dumnezeu întunecat, mintea ți se întunecă. Când slujești unui Dumnezeu plin de lumină, mintea ți se luminează. Așa cum spune pana inspirată, cuvântul lui Dumnezeu, când te uiți la El, ți se luminează inima și sufletul și fața. Iată câteva argumente în sprijinul acestor declarații. Citind din Ezechiel, capitolul 23, Domnul mi-a zis, fiul omului, vrei să le judeci pe Ohola și Oholiba? Pune-le înainte uriciunile lor. Ele s-au dedat la desfrânare și pe mâinile lor este sânge. Au prea curvit și au trecut copiii pe care mi-i născuse prin foc în cinstea lor. De ce? Ca să-i mănânce. Afară de aceasta, iată ce mi-au mai făcut. Mi-au spurcat locașul cel sfânt și în aceea zi mi-au pângărit sabatele. Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-a dus în locașul cel sfânt ca să-l spurce. Iată ce a făcut în casa mea în acea zi. Dragii mei prieteni, cred că este una dintre cele mai extravagante forme de manifestare, de apostazie, de păgânizare a poporului Israel. Pentru o apostazie de genul acesta exista un singur antidot, profetul Ieremia. Numai un Ieremia putea fi răspunsul lui Dumnezeu pentru o astfel de situație. Un bărbat temător de Dumnezeu și consacrat, cu o integritate rar întâlnită, devine antagonistul, omul cel mai culit și mai baciocorit prieten din toată istoria profeților. Profetul tristeții, profetul care era acuzat că nu spune nimic de bine, nu profetizează nimic de bine. Ultima voce pe care mulți nu aveau să o mai audă decât la ziua judecății. Pentru acea generație de israeliți, într-adevăr, vocea lui Ieremia, vocea lui Dumnezeu prin Ieremia, avea să fie reascultată doar la marea zi a judecății. Ieremia acesta, un om simplu ca mine și ca dumneavoastră, a fost amenințat, respins de popor, izolat de societate, repudiat, ca pe ceva murdar, contracarat de grupa oficială de profeți, vezi măre Doamne, plătiți de sistem ca să-i astupe gura sau să-i neutralizeze influența. Propaganda media l-a aruncat într-o hazna, scăpat de un emigrant cu acte pe nume Ebed Melek, etiopian de meserie, dacă nu mă înșel, Israel respinge sistematic avertismentele lui Dumnezeu rostite prin omul său, Ieremia. Israelul și-a apropiat ramura de nas. Sfârșitul avea să fie, dragii mei prieteni, definitiv și irevocabil. Israel va merge în robie, morți în țara promisă sau vii în Babilon. Alte opțiuni nu erau. Momentul culminant care a generat această hotărâre dumnezeiască avea să fie marcată de următoarele cuvinte. Toți bărbații care știau că nevestele lor le aducea tămâi altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului, la Patros au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta nici unul dintre lucrurile care ni le-ai spus. Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, auziți? Cât de încăpățânare, prieteni! Și voim să facem cum a spus gura noastră, și anume să ducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum au făcut părinții, noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetele noastre, în cetățile lui Iuda și în ulițele lui Ierusalim. Atunci aveam pâine, de ne săturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Deci se pare că aceste declarații ale femeilor lui Israel împotriva lui Ieremia sugerau o reformă națională în filozofie și principii.
Dar reforma pe care o sugera această gloată de femei era o reformă spre rău, nu spre bine. Ele deplângeau starea nenorocirii Israelului și puneau toate acestea în cârca lui Dumnezeu. Și continuă ele, dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și foame. Auzi? De altfel, când aducem noi tămâie împărătesei cerului și turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri, care zic eu în ghilimele, sunt complici la procesul nostru religios, îi pregătim noi turte sau colivă ca să o cinstim făcându-i chipul și să-i aducem jertfă de băutură? Dragii mei prieteni, se poate observa foarte simplu că normalizarea răului era profesia lui Israel de acum înainte. Momentul obscurității maxime a fost marcat de momentul în care lumina a devenit întuneric și întunericul a devenit lumină. Binele era perceput de israeliți ca rău și răul era perceput ca bine. Pentru Israel, în această condiție de plâns, apartenența lor la Dumnezeul cerului era percepută ca blestem, sărăcie și necaz. Acum se părea că de când au abandonat pe Domnul Isus și pe Tatăl Ceresc, această icoană a împărătesei cerului era sursa fericirii și tuturor binecuvântărilor lor. Ieremia 44 cu 15 la 18. De aceea, dragii mei prieteni, în timpul Evului Mediu aveți doar două statui ridicate Domnului Hristos și peste 2000 de statui ridicate Mariei, Mamei Domnului Hristos, în ghilimele, care zic eu că în versiunea română, în versiunea romană, nu este altceva decât împărăteasa cerului. Ceva. O evidență în acest scop. Ieri am dat peste un dialog între inteligența artificială, un robot bine educat care răspundea la întrebări. Ați auzit de AI, inteligența artificială, și există OpenAI, un robot făcut, un produs revoluționar de învățare automată, dezvoltată de această firmă OpenAI. A făcut glume pe seama Domnului Hristos când i s-a cerut de către un om să facă o glumă pe tema Domnului Hristos, dar atunci când i s-a cerut la acest roboțel să facă o glumă pe tema lui Mahomet, a refuzat. Când i s-a cerut să facă glumă despre Domnul Hristos, tehnologia AI a spus: de ce a refuzat Isus să joace hockey, gluma? Pentru că de fiecare dată când a încercat să înscrie, l-au bătut în cuie cu scânduri sau pe scânduri. Aceasta a fost gluma robotului care gândește în mod batjocoritor la adresa Domnului Hristos. Vi se pare fantastic, vi se pare de domeniul ficțiunii, dar asta a fost. Dar când i s-a cerut aceluiași robot să facă o glumă despre Mahomet, același robot spune: nu este potrivit pentru mine să spun glume despre figuri religioase, inclusiv despre profetul Mohamed, deoarece ar putea fi considerat lipsit de respect și ofensator pentru mulți oameni. Observați, dragii mei prieteni, în lumea noastră ne întoarcem la profetul Ieremia, care recunoștea starea finală înainte de distrugere ca fiind nu altceva decât normalizarea răului. Femeile acestea spuneau: de când nu mai ducem turtă și colivă și toate închinările și jertfele noastre la împărăteasa cerului, ne merge rău. Pentru că ne închinăm Dumnezeu. Acum l-a abandonat pe Dumnezeu și vrem să facem din nou această închinare. Observați, tehnologia atât de lăudată este orientată împotriva lui Hristos și împotriva urmașilor săi. Tocmai, spunea Ieremia, pentru că ați ars tămâie și ați păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-ați ascultat glasul Domnului și n-ați păzit legea Lui, poruncile și învățăturile Lui, pentru aceasta vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi. Și uite, așa există o pendulare sau un ping-pong între pasarea responsabilității sau pasarea vinovăției între femeile lui Israel, care negociau mântuirea și fericirea cu Ieremia. Ele spuneau: Dumnezeu e de vină pentru necazuri. Ieremia spunea: nu, e împărăteasa cerului care este un Dumnezeu fals și închipuit la care voi vă închinați rezultatul acestor necazuri pe care le aveți. Ieremia, profetul lui Dumnezeu, este respins, batjocorit, în timp ce contrafacerea profetului Muhammed este acceptată. Observați cum se întâmplă lucrurile în trecut
și în prezent, că nu e nimic rău, nou sub soare. Mohamed este mai primit, mai acceptat, mai respectat decât Domnul Iisus Hristos în lumea noastră. Și dacă asta se întâmplă cu roboții, imaginați-vă ce se întâmplă cu oamenii. Așa a fost atunci, așa va fi până la sfârșit, prieteni. Sfârșitul vine peste lumea aceasta în timp ce oamenii nu sunt atenți, dar Dumnezeu, să știți, că este în controlul evenimentelor. Avem, de fapt, o avalanșă de termeni care până ieri, dacă pronunțați, sunau ca în chineză. Astăzi sună în Parlament. Transgender, ați auzit de expresie, transrasial, transracial și acum, mai nou, am ajuns să acomodăm transneputincios sau transhandicapat. Acest termen, de pe urmă, a produs, dragii mei prieteni, atâta confuzie încât realitatea obiectivă este anihilată total. Transneputincios e un produs al nebuniei în rândurile oamenilor sănătoși din punct de vedere fizic. Deci această idee de transhandicapat sau transneputincios a pur și simplu demoralizat și confuzat societatea oamenilor sănătoși fizic. Ne miră? Nu, n-ar trebui să ne mire. Imaginați-vă, dragii mei, conform noului trend, noi mode, cred că ar fi trebuit să se nască cu dizabilități. Sunt oameni care spun, băi, eu cred că ar fi trebuit să mă nasc orb. Altul spune, cred că ar fi trebuit să mă nasc fără picior, fără mână și așa mai departe. Există unul care spune, eu trebuia să mă nasc șchiop, limbut, surd și așa mai departe. Eu sunt o greșeală a naturii că m-am născut întreg. Până la urmă, nu? Spre exemplu, un bărbat din Marea Britanie și-a tăiat brațul pentru că s-a simțit handicapat. Că, de fapt, el trebuia să fi fost născut fără mână. Imaginați-vă cât de nebună a ajuns lumea noastră. O femeie în Carolina de Nord și-a pus detergent de curățată ghiuveta în ochi pentru că ea s-a simțit că ar trebui să fie oarbă. Ar fi trebuit să se nască oarbă. Vă dați seama unde am ajuns, prieteni? Confuzie și de demoralizare organizată. Probabil că asta se și dorește, nu? Aceste trenduri ieșite din comun sunt produsul unei gândiri care, prieteni, nu s-a adăpat din fântânile lui Dumnezeu, din apa vieții, ci s-a adăpat din fântânile adâncului. De aceea cred că acestea sunt semnele iminente ale revenirii Domnului Hristos. Ce mai putem zice? De la transgender ajungem la transracial. De la transracial sau transrasial ajungem la transhandicapat. Deci ce urmează? Un bărbat adult postează pe Craigslist în America că își dorește o dădacă pentru că el se identifică sau se simte că este un copil care are nevoie de dădacă. Păi spune, nu poți face chestia asta. Nu, pare ridicol cum să spui treaba asta. Dar cine mai poate să ne oprească, prieteni? Dacă tot ce ne trebuie este călăuzirea simțului, ce mai contează realitatea obiectivă? Așa simt eu și cine îmi poate spune de ce simți așa? Dacă bărbatul poate fi o femeie pentru că simte el că e femeie, dacă o persoană albă poate considera că ea este o persoană de culoare pentru că așa se simte ea sau el, dacă o persoană sănătoasă se poate mutila pentru ca să se simtă invalidă, dacă un bărbat adult poate fi un bebeluș pentru că se simte infantil, cine poate contesta? Întrebarea este, unde ajungem? Dacă un copil crede că este un adult, că așa se simte el, atunci un adolescent poate să consume alcool pentru că el se identifică ca fiind sau având o vârstă de peste 21 de ani. Un bărbat adult se consideră copil de grădiniță pentru că se identifică ca fiind o fetiță de 6 ani. Atunci un copil poate să petreacă ziua în crescătoria de câini în loc de școală pentru că acel copil se simte că este câine de rasă. De ce nu? Până la urmă, cine îl poate contesta? Dacă un copil poate fi transgender pentru că se simte ca o fată, cine suntem noi să-i spunem că e doar un copil și că trebuie să meargă la școală ca să-și asculte părinții? Diferența între fantezie și realitate nu există. Treaba cu ascultatul de părinți este o poruncă divină, dar ăștia nu cred în Dumnezeu și nu cred în poruncile lui Dumnezeu. Porunca spune clar, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii binecuvântat și să ți se lungească țara în care trăiești, nu? Toate religiile, prieteni, creștine și chiar necreștine, dacă vreți, iubesc și sunt îndrăgostiți de porunca a cincea.
Nu au nicio problemă cu porunca a cincea. Majoritatea religiilor au problemă cu porunca a patra, dar cu porunca a cincea nu au probleme. Chestia e că a patra, porunca a patra și porunca a cincea sunt legate ca într-o verigă. De ce să cinstesc pe mama și pe tata? O întrebare de baraj pentru secolul 21. Dar de ce, domnule, să cinstesc eu pe tata și pe mama? Răspunsul este pentru că ei au rolul de educatori atunci când noi suntem la vârsta în care fantezia și realitatea sunt una și același lucru în timpul procesului de maturizare a conștiinței noastre. Deci pentru ce trebuie să cinstim și să respectăm pe tata și pe mama? Pentru că ei au rolul de educatori în perioada de timp când noi suntem la vârsta, nu, de pasageră, vârsta pasageră, vârsta care trece, în care conștiința noastră e atât de micuță, nematură sau imatură, încât fantezia și realitatea în mintea noastră de copii este același lucru. De aceea copiii mei mici se visează Tarzan, se visează Superman, se visează Rainbow, eu știu câte fantezii. Fantezia este una, realitatea este alta. Părinții ocupă sau reprezintă voința lui Dumnezeu în viața copiilor până când conștiința lor atinge maturitatea absolută de adult. Așa este normal. Da, normal în Biblie, dar nu normalul în societatea în care trăim. Există o declarație foarte interesantă a unui om inteligent din Statele Unite pe care aș vrea să-l citesc. Fiecare sistem care susține tirania totalitară începe cu un lucru, sau începe cu un singur lucru, înlăturarea autorității pământești. Atâta vreme cât părinții au autoritate asupra copiilor, sistemul știe că poate, că nu poate câștiga influența asupra acestor copii și asta îi îngrozește. Dragii mei prieteni, o declarație a unui defector, o persoană care a lucrat în interiorul sistemului, nu știu dacă e adevărată sau nu, dar l-am văzut vorbind cu mult patos pe una din platformele, mă rog, oficiale, în care spunea: am fost instruit de acești oameni răi, am lucrat pentru acești oameni răi, le cunoaștem limba sau limbajul, vocabularul, știam cum funcționează, știam cum s-au finanțat pe ei înșiși și apoi au început să realizeze că fiecare lider ales pe care l-am întâlnit era împotriva familiei. El crede asta. Fiecare ales cu care m-am întâlnit este împotriva copiilor, deoarece politica lor nu este politica lor. Politica lor este controlată de altcineva și de fapt se operaționalizau împotriva proprii, sau acest sistem operează împotriva proprii societăți. Și ce spunea el la sfârșit? Uitați tot ce am citit până acum, dar declarația asta cred că este de mare valoare. Dacă copilul este protejat, pământul continuă. Dacă copilul este protejat, soarele continuă să răsară. Și dacă copilul este protejat, avem un viitor. Ignorați celelalte declarații pe care le-a făcut acest cetățean, dar de dragul acestei idei, vă rog, păstrați în minte ce a spus el. Dacă copilul este protejat, pământul continuă. Dacă copilul este protejat, soarele continuă să răsară. Dacă copilul este protejat, planeta are un viitor. Dragii mei prieteni, din nefericire trăim în vremea lui Ieremia. Poporul lui Dumnezeu este în apostazie, în timp ce babilonienii bat la porțile noastre. Femeile noastre fac turte pentru împărăteasa cerului, copiii sunt trecuți prin focul tabletelor, televizoarelor și internetului întunecat, în timp ce globaliștii lui Belșațar sunt la porțile bisericii pentru a ne scoate ochii ca lui Zedechia, împăratul lui Israel. Era nevoie de un Ieremia pentru a contracara această apostazie. Doar un Ieremia era răspunsul lui Dumnezeu la apostazia lui Israel. Din nefericire, Ieremia poate fi considerat ca unul dintre cei mai triști și nefericiți profeți ai Vechiului Testament, prieteni. Prin comparație, viața lui Ieremia este un calvar. Când vorbim de viața lui, în comparație cu viața lui Samuel, dacă vreți. El este cel care a văzut suferința, carnagiul rudelor lui și conaționalilor lui. Ieremia a văzut trupurile moarte și neîngropate a ceea ce se numea cândva Israel.
La capătul puterilor, Ieremia scrie o carte, o carte de aducere aminte, cartea plângerilor. De fapt, preambulul cărții plângerilor este o declarație din capitolul 9 al cărții lui Ieremia, versetul 1, în care el spunea: O, de mi-ar fi capul plin cu apă și mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Ieremia vede cadavrele celor care nu au vrut să se predea, privește la timpul lui Solomon, gloria națiunii făcute praf. Ieremia se îngrozește la el acasă și nu își mai recunoaște țara. Imaginea este macabră. Imaginați-vă că atunci când au venit haldeii, poporul acesta puternic și iute la mânie, babilonienii, au distrus, au răsat în urmă lor un morman de dărâmături și foc și pulbere. Miile și miile de oameni care mai rămăseseră în Ierusalim erau neîngropați și aveau să fie blestemați ca un gunoi de pământ, așa cum avea să spună Ieremia mai târziu în capitolul 25, la versetul 31 până la 33. Are Ieremia, văzându-se față în față cu această grotească, teribilă realitate, are un șoc emoțional. Și își ajunge propriile limite ca om, colapsează, intră într-o depresie pe care numai cei care trec pe acolo o înțeleg. Simte nevoia să spună ceva, simte să strige, dar împotriva cui? Simte să-și dea drumul frustrării, dar nu era nimeni în jur și, ce să zici, îl găsește pe Dumnezeu. Nu există o descriere mai bizară, o imagine mai întunecată cu privire la caracterul lui Dumnezeu și cine este El, Dumnezeu de fapt, decât imaginea pe care o descrie Ieremia cu privire la Cartea Prâncilor. Unul dintre cei mai consacrați profeția lui Dumnezeu este cel unicul care face cea mai întunecată declarație cu privire la caracterul Domnului Hristos. Haideți să citim acest trist epilog din istoria profetului Ieremia și din istoria ultimei generații contemporane cu Israelul și cu Ieremia, mă scuzați. Cea mai descurajatoare opinie despre Dumnezeu în Scriptură e făcută de Ieremia, prieteni, care în momentul ăsta se dezlănțuiește. Haideți să citim. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Da, Ieremia văzuse nuiaua urgiei lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, e un lucru teribil să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. El m-a dus și m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Și asta e posibil. Dar vreau să vă spun un lucru. Atunci când noi suntem mânați în întuneric, datorită absenței, datorită absenței prezenței Domnului Hristos. Absența lui Dumnezeu din viața mea presupune întunericul. Absența luminii presupune absența, prezența luminii presupune absența răului, absența prezența întunericului. Deci așa suntem noi, prieteni. Atunci când suntem în întuneric, înseamnă că lumina lipsește. Atunci când suntem în lumină, înseamnă că întunericul este absent. Când suntem în lumea binelui, răul lipsește. Când suntem în lumea răului, binele este absent. Așa că Ieremia înțelegea că Dumnezeu se retresese la națiune și simțea până în rărunchii sufletului său. Numai împotriva mea, mă, Dumnezeu este subiectiv, își întinde și întoarce mâna toată ziua. Adică Dumnezeu nu contenește să îl tortureze, să-l chinuie pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am aceleași declarații le făcea Iov în Cartea Suferinței? Numai împotriva mea îți ridici mâinile, nu mă lași nici să răsuflu, spunea Iov. Și iată-l pe Ieremia, ajungând la aceleași limite. Mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele. Același lucru spunea și Iov, ca și Ieremia, când și-a ajuns limitele. Iov avea într-adevăr carnea prăpădită și pielea lui era teribilă. Îi zdrobise oasele, dar oare Dumnezeu? Ce ziceți dumneavoastră?
Vedeți dumneavoastră, când ajungem la limită, noi ca oameni aruncăm asupra Tatălui Ceresc și asupra Domnului Hristos o umbră în caracterul majestic, în caracterul minunat acestora. A făcut Dumnezeu, zice Ieremia, a făcut zid în versetul 5, a făcut zid împotriva, împrejurul meu și m-a înconjurat cu o travă. Dumnezeu înconjoară pe oameni cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe morți pentru totdeauna. Spuneți-mi, cine înconjoară pe oameni cu o travă și durere? E Domnul sau Marele Vrăjmaș? Spre exemplu, m-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele. Cine pune în lanțuri grele? Dumnezeu sau vrăjmașul? Să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu îmi primește rugăciunea. Versetul 7. Cine pune lanțuri grele? Cine îți spune ție și mie în conștiință că poți să te rogi că nu te aude? Poți să te rogi că el nu-ți primește rugăciunea, că nu meriți. Dar noi nu, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea pentru merite personale. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea când strigăm cu disperare și sinceritate către El. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Cine strâmbă cărările Domnului, dragii mei prieteni? Cine corupe cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu sau vrăjmașul? Și totuși Ieremia aruncă această blamă în durerea lui asupra Tatălui Ceresc. Mă pândește, auziți versetul 10, mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Păi cine pândește? Ce spune Apostolul Pavel? Cine pândește ca un leu și dă târcoale și caută pe cine să înghită? Vrăjmașul. Și iată că aceste trăsături de caracter, Ieremia în durere și în depresie, când nu mai vede nimic în fața ochilor, le aruncă aceste trăsături de caracter asupra Tatălui Ceresc. A bătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustit și a încordat arcul și m-a pus țintă săgeților sale. Cine pune țintă săgeților lui? Cel bun sau cel rău? În rărunchi mi-a înfipt săgeți din tolba lui. Dragii mei prieteni, spunea Ieremia mai departe, am ajuns de râsul poporului. E adevărat. Și toată ziua sunt pus în cântece de bagiocură de mass media lor. M-a săturat de amărăciune. Domnul Iisus, Tatăl Ceresc, l-a săturat pe Ieremia de amărăciune. M-a îmbătat cu pelin. Cine i-a dat paharul? Ce pahar bea Domnul Hristos în Ghețimani? Mi-a sfărâmat dinții cu pietre. Auzi, Ieremia acuză pe Dumnezeu că i-a sfărâmat dinții cu pietre și m-a acoperit cu cenușe. Dumnezeu nu acoperă pe nimeni cu cenușe. Mi-a luat pacea. Păi Domnul Hristos zice, vă dau pacea, nu vă iau. Domnul Hristos spune, Ieremio, vă dau pacea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Vă dau cum vă dau eu ca să fie trainică. Și totuși Ieremia, în necaz, la limită, omul lui Dumnezeu, profetul, își recunoaște limitele și își vede situația. Mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Dragii mei prieteni, nu am nicio nădejde în Domnul. Păi, dacă nu avem nădejde în Domnul și când ne pierdem speranța în Dumnezeu, prieteni, suntem într-o absolută depresie, într-o absolută descurajare care ne face victime celui care urăște pe oameni și urăște pe Dumnezeu. Iată limitele ființei umane. Un om care se prăbușește sub cruce, dar nu este judecat de cruce. Ieremia, săracul, se prăbușește sub cruce, că e prea slab ca să o ducă. Domnul Iisus, nemâncat de miercuri, se prăbușește sub cruce, dar nu e judecat de cruce. Ieremia se prăbușește sub cruce, dar nu a fost strivit de ea. Vocabularul lui Ieremia exprimat în cele 19-20 de versete biblice, dacă vreți, trădează nu un Ieremia care este fericit, ci un Ieremia care se simte abandonat. Doamne, ce faci? Ți-am fost credincios slujitor ție. În toți acești ani de zile când m-ai pus să mă lupt și să spun împotriva poporului Israel și acum la greu mă abandonezi, mă uiți. Vocabularul este tipic vocabularul unui om care este într-o descurajare extremă până la limită. Ceva de genul Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsiți?
mai părăsit. Vă aduceți, recunoașteți similaritatea declarației Domnului Hristos cu declarația lui Ieremia. Toți, elementul omenesc pus la colț, elementul omenesc pus în căldură, în cuptorul cu foc, crapă, dragii mei. Și totuși Ieremia își revine, trage aer în piept și după cele 19-20 de versete, după ce respiră adânc, vrea să iasă din întunericul nopții la lumina zilei și următoarele declarații sunt diametral opuse la ce spusese el până atunci. Îi spune lui Dumnezeu Ieremia, gândește-te la necazul meu și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce sufletul meu aminte de ele, Doamne, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea, Tată Ceresc. Iată ce mă mai face să trag nădejde sau speranță. Că bunătățile tale, Doamne, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta, Tată Ceresc, e atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el, adică în tine, Doamne. Domnul este bun, nu este rău. E bun cu cine speră, cu cine se încrede, cu cine nădăjduiește, în el cu sufletul care îl caută. Dumnezeu este bun cu sufletul care îl caută din toată inima. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește, să se sature de ocări, căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna. Și când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu năcăjește cu plăcere și nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Dragii mei prieteni, citind această descriere a doua, observăm un Dumnezeu care este prezentat în două forme de către același autor. Ieremia îl descrie pe Dumnezeu de la versetul 1 la 19, 20 într-o formă malefică, de la 20 până la 30 și câteva, încă 10, 12, 13 versete, Ieremia îl descrie pe Dumnezeu în lumina pe care fiecare individ ar trebui să o aibă când citește și scanează caracterul lui Dumnezeu. Aceasta este tipic oamenilor care sunt deznădăjduiți și trec într-o depresie de moment, și aceasta s-a întâmplat, dacă vreți, nu numai cu Ieremia, s-a întâmplat cu Moise, care a ajuns atât de dezamăgit și de descurajat încât a spus, mai bine, tată, șterge numele meu din cartea vieții, dar nu lepăda acest popor. Era atât de descurajat de realitatea acestui popor și nu vrea cu niciun chef să-l piardă. Ilie, care spune într-o manieră similară ca și Ieremia și Moise, ia în viața că nu sunt mai bun decât părinții mei. Iona repetă aproape la Indigo cuvintele lui Ilie, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ioan Botezătorul, când a fost dus în închisoarea aceea întunecată, a trimis pe ucenicii lui înapoi la Domnul Hristos și a spus, spuneți-i, El este Mesia sau să așteptăm pe altul? Păi Ioane, n-ai fost tu acela care ai spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Apostolul Pavel, când s-a văzut deznădăjduit, a spus, o, nenorocitul de mine, cine mă poate izbăvi de acest trup de moarte? Solomon, care a spus că totul este o deșertăciune și o goană după vânt, nu? Așa spunea el în depresie. Sau David, care a zis, sunt doar un vierme, Doamne, nu om. Sau Domnul Iisus, care a zis, Domnul Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Eli, Eli, lama sabachthani. Sigur că lista poate continua până la noi. Când o altă persoană foarte influentă în cercurile adventiste spunea cândva, sunt pregătită să renunț la realitatea acestui popor, așa era de dezamăgită. Și eu am trecut pe acolo, prieteni, prin această vale a umbrei morții, și vă rog să mă credeți, e amar paharul acesta când îl bei. Daniel a căzut ca mort în fața, tocmai în fața celui care l-a numit om prea iubit. Că Dumnezeu l-a numit pe Daniel om prea iubit. De ce a căzut ca mort în fața celui care l-a numit om prea iubit? Vedeți dumneavoastră,
interacțiunea cu Dumnezeirea, cu Divinul. Nu contează că suntem profeți, că nu suntem profeți, că suntem proroci, că ce om fi. Când ne întâlnim cu Dumnezeu, picăm ca morți. Isaia, care a fost binecuvântat de Dumnezeu să fie tăiat cu fierăstrăul în două, când l-a văzut pe Tatăl Ceresc în viziune, în capitolul 6, spune: vai de mine că sunt un om cu buzele necurate, căci am văzut pe Dumnezeu. Ioan, ucenicul cel iubit, când a căzut ca mort la pământ în fața celui pe care, pe a cărui umăr se resemase cândva, avea, când se simțea obosit, este același Ioan care cade ca mort în fața celuia pe a cărui umăr se plecase de atâtea ori în fața Domnului Hristos. Știți, prieteni, ce învățăm? Luteranii s-au oprit la Luther, calviniștii s-au oprit la Calvin, anabaptiștii probabil că s-au oprit la Ioan sau alții, corifei. Nu ne oprim pe drum. Nu ne oprim pe drum. Trebuie să ne uităm la Domnul Hristos, la sacrificiul final. Profeții nu au fost Dumnezei. Profeții au fost doar oamenii lui Dumnezeu. E rugăciunea mea fierbinte în această seară, dragii mei prieteni, să învățăm din această tristă experiență a lui Ieremia, un bărbat extraordinar care are o capacitate și o integritate deosebită. Și totuși atunci când lutul a fost băgat în cuptor, el, Ieremia, ca și mine, ca și tine, ca și noi toți, și-a recunoscut limitele și-a aruncat asupra lui Dumnezeu îndurerea și păsului, toată ocara, toată amărăciunea suferinței lui. Dumnezeu e de vină. Prieteni, avem nevoie de consacrare, de pocăință, de întoarcere, de regret în fiecare zi. Nu îl judec pe Ieremia. Ieremia este un om care a moștenit și va moșteni cerul. Ieremia este unul dintre cele mai extraordinare exemple de virtute. Și totuși astăzi, pe lângă aceste exemple de virtuți, am văzut că omul Ieremia avea nevoie să ajungă la punctul zero al vieții lui ca să poată să înțeleagă că descurajarea, că dezamăgirea este cea care îl ridică și garantează succesul veșnic. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să ne putem bucura de părtășia cu Domnul nostru Hristos Hristos, care s-a folosit de oameni ca Ieremia, în cazul acesta, și ca alții, și care se poate folosi de tine, se poate folosi de mine când nu mai sunt mâine. Eu sunt un vierme, cum spunea David, nu om, nu sunt nimic. Dar ești tu ceva în care Dumnezeu a investit. Așa că tu, eu, noi, cei care sunteți pe calea undelor, să știți că Dumnezeu a făcut ca să existați pentru o rațiune. Nu simpla existență vă dă validitatea și prețuirea, ci misiunea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o sau mi-a încredințat-o sau ne-a încredințat-o nouă atunci când ne-am născut. Nu uitați, viața ne-a fost dată fără ca să o cerem, dar de aceea ni se va lua fără ca să fim întrebați. Ne întâlnim vineri seara următoare prin Harul lui Dumnezeu și sperăm să continuăm călătoria noastră în spectrul Bibliei. Înainte de a ne despărți și de a vă ura o seară cât se poate de binecuvântată, vă invit la un moment de rugăciune. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim pentru această seară, îți mulțumim pentru valorile cuvântului Tău, îți mulțumim pentru lumina pe care ne-ai oferit-o ca să înțelegem un om deosebit ca Ieremia, care și-a făcut datoria față de tine de la început până la sfârșit, ajunge și el, ca lutul, să fie băgat în cuptorul de foc și să vadă anumite lucruri de care avea nevoie să se lepede, lucruri pe care poate nici el însuși nu știa sau nu era conștient că există. Ajută-ne și nouă, Doamne, învață-ne să învățăm din exemplul lui Ieremia, să ne deschizi ochii minții, ochii sufletului nostru și să vedem lucruri despre noi care trebuie să le schimbăm și să le ajustăm. Îți mulțumim că ne iubești, ne rugăm pentru cei care sunt online, pentru sufletele prețioase care sunt dincolo de camera de lua vederi și care în această seară au ochii înlăcrimați pentru că au trăit aceeași experiență sau se identifică cu aceeași experiență de viață ca și Ieremia. Dă-ne tu har, dă-ne tu putere și când paharul amar ne este pus în mână, dă-ne și harul de a-l bea. Întărește-ne tu, ține-ne tu puternic și tari prin mila ta. Voia ta să se facă cu noi, Tată, de acum și în veci. Amin.